Spitalul din Urziceni, fraților. Spitalul din Urziceni. Naștere în curtea spitalului. Naștere în curtea spitalului, oameni buni. Doamne, Spitalul România, domnule. Spitalul în România. Urziceni, Urziceni. Spitalul Urziceni. Gata, bravo! Bună seara, România! Am început emisiunea Vocile care contează cu aceste imagini care au șocat astăzi țara noastră. Ați văzut o femeie care naște pe un trotuar. Nu este un simplu trotuar, este chiar trotuarul din fața Spitalului Urziceni, unde un spital s-a adresat pentru că era în durerile nașterii. Spitalul spune că nu avea personal specializat și a trimis-o la alt spital, iar până să vină ambulanța, nașterea a început deja acolo, pe trotuar. De altfel, spitalul din Urziceni a fost astăzi în centrul atenției generale în România, pentru că tot ieri un bărbat a fost trimis de la spitalul din Urziceni acasă, fără să fie investigat, deși acuza dureri puternice în piept. I s-a administrat o injecție, spune familia, iar bărbatul a murit acasă, avea 32 de ani. Ce fel de spital nu reușește să găzduiască o femeie care vine să nască? Ce rost mai au spitalele din România care nu sunt în stare să ajute populația în asemenea situații? Cine este de vină că acest și alte spitale din România sunt poate degeaba în asemenea situații? Încercăm să aflăm de la Vocile care contează. Discutăm în primul rând cu doamna Daniela Elena Ianuș, este managerul spitalului din Urziceni. Bună seara, doamnă! Bună seara! Vreau și să... vă mulțumesc că îmi dați șansa de a relata faptele și nu speculațiile vehiculate. Așadar, haideți să începem cu faptele. Vă rog să-mi spuneți dacă a fost respectat și care este protocolul în situația în care o femeie gravidă cu durerile nașterii intră într-un spital, în acest caz spitalul din Urziceni. Deci eu pot să vă spun că la ora 5:14 astăzi la CPU s-a prezentat o pacientă însărcinată cu mijloace proprii, însoțită de soț și de soacră, acuzând dureri în zona mijlocului. Întrucât spitalul nostru este un spital de gradul 4, nu are linie de gardă de obstetrică ginecologie, ci doar de medicină internă și chirurgie. Sunt liniile obligatorii pentru un spital de gradul 4. Asistenta de serviciu din CPU, după ce a discutat cu pacienta și cu aparținătorii, a considerat că pentru siguranța pacientei, prima urgență este să sune la 112 pentru a solicita de urgență o ambulanță care să transporte pacienta la cel mai apropiat spital competent cu linie de gardă obstetrică ginecologie, unde putea să nască în siguranță. Le-a comunicat pacientei și aparținătorilor acest lucru, că a sunat la ambulanță, care va sosi în cel mai scurt timp, și a procedat la înregistrarea pacientei în registrul de consultații, exact cum prevede procedura. La un moment dat, în timp ce efectua aceste manevre, a observat că pacienta a ieșit din cabinet, în curtea spitalului, a ieșit după ei, i-a chemat să revină în CPU, dar aceștia au refuzat, au zis că stau afară. Explicați-mi în felul următor, doamna manager. Da. Dumneavoastră spuneți acum despre ce a făcut asistenta, dar în ce stare era pacienta, știți? Pacienta a venit, deci am verificat pe camerele de supraveghere ale spitalului, pacienta a venit pe picioare, a intrat în CPU, a ieșit din CPU pe picioare. Nu, eu nu asta vă întrebam. Vă întrebam în ce stare, cum se simțea. Pentru că, din ce povestiți dumneavoastră, spuneți ce a făcut asistenta. Ori, nu știu și nu înțeleg, poate îmi spuneți dumneavoastră, dacă s-a efectuat examenul obiectiv sumar al pacientei. De aceea vă întrebam cum se simțea pacienta. Deci pacienta, ce am înțeles, eu nu sunt medic, probabil că datele acestea trebuie să le discutați cu un medic. Deci eu pot să vă spun că pacienta, aparținătorii de fapt, au comunicat că este, a avut dureri de aseară, de seara, și că acum de dimineață au venit la spital. Deci nu știți cum se simțea pacienta în momentul în care a intrat în spital? I-a făcut cineva examenul obiectiv sumar pacientei?
Păi nu avea cine să-i facă, deci noi în compartimentul de primire urgențe... Era un medic de gardă acolo? Deci în compartimentul de primire urgențe trebuie să fie de gardă, să funcționeze medici urgentiști. Bun, noi, și medicul urgentist, de ce nu i-a făcut examenul obiectiv sumar? Mă ascultați până la final, noi la Spitalul Municipal Urziceni nu avem absolut niciun medic urgentist. Au fost scoase posturile la concurs de nenumărate ori. Și ce aveți? Doar o asistentă? Avem asistente și medici de gardă pe secțiile spitalului. Medicul de gardă. Da, care au îngrijire pacienții internați pe secții. Medicul de gardă, de ce nu i-a făcut examenul obiectiv sumar? Pentru că n-a mai avut timpul. Efectiv, totul a durat un sfert de oră. Și deci pacienta... Într-un sfert de oră nu e suficient. Eu știu că protocolul prevede în felul următor. Și înainte să vorbesc cu dumneavoastră, am vorbit cu niște medici care mi-au spus în felul următor. E corect ce spuneți că trebuie să facă acte, dar în primul și în primul rând îi se face acest examen pentru a se vedea dacă pacientul este într-o stare bună sau nu, dacă pacientul poate fi așezat undeva pe o masă, pe un scaun, dacă îi se poate acorda primul ajutor. Ori dacă niciun asistent și niciun medic de gardă nu i-a făcut examenul, de unde știți în ce stare era pacienta? Nu am de unde să știu. La momentul actual sunt niște anchete în derulare. Nici noi nu am apucat să vorbim nici măcar cu persoanele care au fost de serviciu, pentru că au fost declanșate niște anchete de la Ministerul Sănătății DSP. Inclusiv noi am demarat o anchetă internă, dar toată ziua a fost ocupată cu aceste anchete. Bun. Eu noi am văzut, de exemplu, n-am văzut nicio asistentă, nu am văzut niciun medic. Ca în momentul în care, vedeți și imaginile care rulează, acolo vedem doar asistenții de pe ambulanță, medicii de pe ambulanță, care asistă la naștere. Unde este medicul de gardă? Unde este asistenta despre care vorbiți? Asistenta probabil era... Deci nu pot, eu nu am văzut acele filmulețe, eu am... Încerc să mă uit pe înregistrările noastre. Există înregistrările din CPU, din spital, înregistrări care le pot pune la dispoziție oricui le solicită și în care se vede că asistenta a ieșit după pacientă să o cheme în... Și s-a și întors, pentru că nu o vedem afară. Dumneavoastră în acest moment considerați... Da. Că angajații spitalului, asistenta, medicul de gardă, oricine era în spital în acel moment, și-a făcut treaba așa cum se cuvine? Nu, deci eu asta vă spun, că să lăsăm, întâi să stabilim faptele, să lăsăm anchetele să spună cine sunt vinovații și cum, și cu siguranță, dacă vor exista, să se tragă concluziile la aceste anchete și cu siguranță, dacă vor exista vinovați, aceștia se vor lua măsurile ce se impun. Păi vă spun eu, doamna. Doamna director, vă spun eu un lucru. De exemplu, astăzi Ministerul Sănătății a stabilit prin instituțiile pe care le coordonează că inclusiv dumneavoastră sunteți de vină și v-a amendat cu 4.000 de lei. Sunteți de vină sau nu? Eu consider că nu este un lucru pe care puteam eu ca manager economist să-l gestionez. Există proceduri în spital, personalul a fost instruit cu aceste proceduri, știau cum să procedeze, tocmai de aceea vrem să verificăm, să lăsăm aceste anchete care sunt începute, inclusiv ancheta noastră internă, și apoi vom lua cu siguranță măsuri. Deci dumneavoastră nu sunteți de acord cu amenda, o veți contesta? Urmează să n-am avut timp. Este ultima problemă pe care o am în acest moment. În acest moment sunt alte priorități. Și care ar fi aceste priorități în acest moment? Prioritățile în acest moment este să stabilim vinovații și să vedem ce măsuri vom lua. Perfect. Tot aseară, doamna director, ieri chiar s-a întâmplat acest caz tragic de data asta. Da. Când un bărbat care a venit la Spitalul Urziceni cu dureri în piept a cerut ajutorul și a primit doar o injecție și a fost trimis acasă, el susținea că s-ar simți bine, iar la scurt timp acel bărbat a murit acasă, avea 32 de ani.
Da, de acest caz am aflat după amiază. Am înțeles că medicul de gardă de pe linia de medicină internă l-a consultat. A fost chemat în CPU, pacientul a fost consultat, i s-au luat constantele, tensiune, puls, saturație, i s-a făcut un EKG, nu prezenta niciun fel de probleme, i s-a administrat un tratament, a stat sub observația medicului aproximativ 2 ore, după care pacientul a spus că se simte bine și că vrea să plece acasă. Medicul i-a recomandat, se vede în foaia CPU, i-a recomandat un consult cardiologic mai amănunțit. Bun, am înțeles ce spuneți, înțeleg punctul dumneavoastră de vedere, dar aș vrea să ascultăm, să vedem care este punctul de vedere al familiei. Să ascultăm, colegii din regie o să ne pună banda. Am ajuns aici, am stat 20 de minute eu aici și după care îmi zice fratele meu că doctora care era de serviciu îi spune exact așa, cum ai stat 2 zile cu dureri în piept, n-ai putut să mai stai 20 de minute? Nu poți să mai stai 20 de minute? Și-a încheiat programul dânsa? Nu știu ce și-a încheiat, dar i-a încheiat viața fratelui meu. Și după 10 minute a ieșit de acolo fără nicio foaie, fără niciun tratament, fără absolut nimic. Am ajuns cu el acasă, s-a jucat cu fiul meu, în loc să joace cu fiisa, ultima dată. Și i-am dat mesaj la 10:30, dacă e bine. Și nu mai mi-a răspuns. I-a dat mesaj și soției lui, nu mai mi-a răspuns, nici soția lui nu mai avea internet. Și la 3:20 m-a sunat că a murit. La 3:18:20 mi-a făcut soțul infarct, trimis aseară acasă de ei cu un algocalmin făcut în fund. La 32 de ani, aseară, l-au trimis acasă. A zis că nu are nimic. Și soțul meu acum e la IML pe masă. Așadar, revenim la discuția din studio, la doamna manager a spitalului din Urziceni, doamna Daniela Elena Ianuș. Doamnă, știți ce vreau să înțeleg eu? Vine un pacient care susține că are o durere în piept și o durere gravă și medicul stabilește că poate să plece acasă doar din ceea ce zice pacientul. Nu, din investigațiile care i s-au făcut. Și deci, cum este posibil? Înseamnă că cineva a greșit investigațiile, medicul nu poate să moară un pacient la nici 24 de ore. Acum eu nu pot să mă pronunț, nu știu, vă dați seama, îmi pare foarte rău, dar nu pot să mă pronunț pe parte medicală. Deci nu pot să mă pronunț că un medic a greșit sau că a diagnosticat greșit. Asta probabil că tot la fel va fi o anchetă și iar organele de anchetă vor stabili. Este normal ca un pacient să iasă din spital fără nicio hârtie? Am văzut ce spunea fratele pacientului. Deci nu, sunt lucruri pe care nu le cunosc și nu pot face nicio afirmație până când nu le voi verifica. În acest caz, credeți că s-a respectat protocolul în condițiile în care omul a fost trimis acasă? Și am văzut ce spune. A venit la spital și s-a spus, ai așteptat 2 zile, mai poți aștepta 20 nu, de minute. Nu, asta nu o cred. Îmi permiteți să nu cred chestia asta, dar tot la fel, anchetele care vor urma vor stabili. Și de ce nu credeți chestia asta? Nu cred, că personalul nostru nu face așa ceva, să spună ai stat așa, puteai să mai stai. Deci îmi permiteți să am o reținere în a crede acest lucru. De ce nu a fost trimis imediat la alt spital, dacă nu aveați personal, dacă nu aveți posibilitatea pentru să-i faceți o investigație? Pentru că investigațiile care s-au făcut, deci eu nu, repet, nu sunt medic, dar știu că pentru partea cardiologică, prima, singura investigație pe care o putem face în weekend sau noaptea este EKG-ul. Dacă pe EKG nu a apărut, deci chiar dacă ar fi avut, ce mi-au spus și mie medicii, din urmă ceva probleme, ar fi apărut pe acest EKG. E, domnului, nu i-a apărut absolut nimic pe EKG. Și de ce nu a fost trimis la alt spital? Există alte spitale din România care ar fi putut să-l ajute? Din păcate, este marele nostru of.
al spitalelor de provincie. Stăm medicii noștri, în loc să trateze pacienții, stau ore întregi ca să primească acceptul unui spital din București, să ne primească pacienții pe care dorim să-i transferăm și cărora dorim să le acordăm o șansă. Da. Dumneavoastră ne-ați tot spus în seara aceasta că nu sunteți de specialitate. Dumneavoastră, din ce știu, sunteți manager al Spitalului din Urziceni din 2017 și astăzi domnul ministru vă cerea demisia. Ce îi răspundeți? Nu. Deci am spus și presei, consider pentru activitatea pe care am avut-o în acești 6 ani și jumătate, nu am de ce să-mi dau demisia. Bun, nu aveți de ce să vă dați demisia, dar atunci când v-ați angajat, ce experiență aveați să conduceți un spital? Pentru că, citesc acum din CV-ul dumneavoastră, sunteți expert contabil cu studii universitare în 80, în economia industriei și agriculturii. Deci, cum poate un contabil facultate, să... facultate care după 1990 este facultatea de management. Deci aveam studii, am studii în management. Dar nu aveți nicio legătură cu un spital. Dumneavoastră ați lucrat în domeniul dar agriculturii. Dar legislația nu am făcut-o eu. Legea 95 prevede ca manager de spital pot fi economiști, juriști sau medici. Și, și dumneavoastră susțineți că puteți să conduceți un spital din România cu această pregătire. Mai spuneați în felul următor că... nu credeți că i s-a adresat atât de urât un medic din spitalul dumneavoastră? Citeam în clasamentul mitei din spitale și citeam unde s-au dat cele mai multe șpăgi. Este un studiu făcut în 2019 de Anti-Bribery Synergy. De și spune deci așa, Spitalul Municipal Urziceni, 8 cazuri anunțate de pacienți care li s-ar fi cerut mită în spitalul dumneavoastră. Se cere mită în spitalul dumneavoastră? Eu nu am cunoștință să se ceară mită și nu am cunoștință nici de acest clasament. Puteți să ne spuneți dacă reușiți să angajați mai mulți medici în spital, pentru că, din ce văd, aveți un buget de 6 milioane de euro. Este un buget care provine din contractul cu casa pentru serviciile pe care le facem. Nu este un buget picat din cer. Spitalele sunt finanțate după serviciile pe care le fac pentru pacienți. Deci după internări, după prezentări, spitalizări de zi, spitalizări continue și spitalizări de zi. Nimeni nu ne finanțează cu un leu fără ca această finanțare să aibă o activitate în spate. Și din ce văd, iarăși, din cifrele spitalului, dumneavoastră aveți un salariu de încadrare de 17.000 de lei. E mult sau puțin acest salariu? Este cel prevăzut de lege. Da, e mult sau puțin? Nu am absolut niciun spor, nu am absolut decât salariul prevăzut de lege. Doamna director, vreau așa o întrebare și ca să înțeleg următorul. Dumneavoastră, de ce ați vrut să fiți director la Spitalul Municipal Urziceni? Ce v-a făcut să ajungeți să obțineți această funcție? Am participat la un concurs. Nu, dar de ce? De ce vă doriți să conduceți acest spital? Am făcut parte din Consiliul de Administrație, era într-o situație dificilă spitalul și am considerat că pot manageria, astfel încât situația financiară și situația medicilor din spital să se îmbunătățească. Și s-a îmbunătățit în cei 6 ani de când sunteți în funcție? Da, deci în 2017 aveam 12 medici. Acum sunt 23. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri. A fost managerul Spitalului din Urziceni alături de noi, doamna Daniela Elena Ianuși.